Stromaier a spus pas și la reunire. Fiul rătăcitor al Pandurilor a uitat complet de gruparea Gorjană, cu care încă este sub contract. Atacantul dispărut fără urmă încă din luna noiembrie a anului trecut nu a dat niciun semn până acum. Conducerea clubului nu știe ce să mai facă pentru a da de jucător, pe care l-a somat public să vină de urgență la Târgu Jiu. Cu toate acestea, Grigoraș regretă că slovenul nu va mai putea face parte din lotul formației gorjene. Sincer, un caracter deosebit și nu i-aș fi dat drumul sub nicio formă să plece, dar problema pe care și de data asta o cunoașteți foarte bine, din păcate nu poate să rămână la noi. Vă spun, e jucătorul de care îmi pare rău și, sincer, îmi pare rău că nu poate să evolueze în continuare. Tehnicianul nu îl bagă pe Stromaier în aceeași oală cu Stoian Vranieș. Bosniacul a fost redirecționat spre echipa a doua după conflictul avut cu Petre Grigoraș. Niciunul dintre cei doi jucători nu mai are vreo șansă de a continua cu Pandurii. Acum tehnicianul le caută înlocuitori. Sigur o să vină, eu știu, 4, 5, 6 jucători în prima perioadă. După prima perioadă o să iau decizia pe care o să o opresc în continuare sau dacă o să o opresc. Dacă nu, rămânem cu lotul care l-avem la dispoziție. Atacantul a fost în atenția Stelei la un moment dat, dar dispariția sa i-a determinat pe oficialii roșalbaștrilor să renunțe la ideea de a-l achiziționa. Stromaier și Vranieș nu vor fi lăsați să plece liber de contract.